Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut la juncțiunea semnelor leu și fecioară, adică pe 22 august, ești o combinație neobișnuită de calități introvertite și extrovertite, cu o înțelegere intuitivă a leului energic și a minții analitice a fecioarei, poți aprecia imaginea de ansamblu și cele mai mici detalii ale oricărei situații. În interior ești sensibilă și timidă, dar afară ești vedeta oricărui spectacol. Temperamentul artistic, simțul stilului, seta de efecte externe caracteristice semnului zodiacaleu, precum și practicitatea fecioară în relația cu cei dragi, creează baza necesară pentru succes în orice domeniu de activitate, indiferent care sunt obiectivele urmărite, imaginare sau destul de fezabile. Nu pierzi niciodată legătura cu experiența dobândită prin rezolvarea celor mai simple sarcini și îndeplinirea îndatoririlor cotidiene. Tu ai credința fermă că orice tip de cunoaștere este utilă. După ce ai acumulat informații cuprinzătoare despre lumea din jurul tău, poți naviga cu ușurință atât în concepte filozofice abstracte, cât și în problemele vieții de zi cu zi. Cu toate acestea, este dificil să fii acuzată pentru aroganță sau pentru încrederea excesivă în tine. Nu-ți uiți niciodată rădăcinile și îți evaluezi corect propriile abilități. Oricare ar fi talentele tale naturale, le exploatezi pe deplin. În acest sens, îi invidiesc pe alții, știind că geniul constă într-un procent de inspirație și 99% transpirație este puțin probabil să fi dezechilibrată de cei care se îndoiesc de capacitățile tale, răspunsul stă de obicei, în mânca bună, iar rezultatele vorbesc de la sine. Semnul tău zodiacal aparține constelației leu. Semnul zodiacal leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, determinare, capacitate de a ierta, încredere, armonie favoare. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte șaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți, va permite să-ți direcționezi energia ta irrepresibilă în direcția cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu coplești pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea în înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este Soarele. De la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de independență în gândire, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Ziua în care te-ai născut îți conferă calități speciale. Ai răbdare. Aproape că niciodată nu renunți la ce ai început. Finalizarea lucrurilor este o chestiune de onoare pentru tine. Nu ești predispusă la afișarea excesivă emoțiilor. Ești adesea considerată rece, insensibilă. Dar aceasta este doar o impresie externă, deoarece ai o inimă caldă. Reținerea ta este adesea înșelătoare. Tu nu tolerezi tantamul, preferând munca bine organizată. După ce ți-ai planificat viitorul în avans, îți vei perfecționa abilitățile timp de ani buni, îndreptându-te treptat către obiectivele tale, dar la momentul potrivit vei începe să acționezi foarte decisiv. După ce ai pus totul în joc, rar ori pierzi. De obicei, tot ceea ce faci este marcat cu un sigiliu de originalitate. Ochiul tău versat este obișnuit să vadă frumusețea în orice în obiecte casnice confortabile, într-o linie elegantă de îmbrăcăminte la modă, în dezvoltări moderne de design și chiar în peisajul urban obișnuit care nu este capabil să excite pe ceilalți, indiferent de profesie, ești atrasă de evenimentele din secolele trecute. Pentru tine, istoria este o aventură captivantă care abia așteaptă exploratorul său, adâncindu-te în hobby tale. Riști să fii singură dacă persoanele dragi sau prietenii nu-ți susțin interesul. Dacă suferi de o curiozitate excesivă, secretele dezvoluite se pot transforma într-o manie. Ești întotdeauna loială prietenilor, colegilor de muncă și membrilor familiei tale. Cu toate acestea, nu vei tolera violența împotriva personalității tale. În exterior, dai impresia unei persoane sincere dar lumea ta interioară este închisă în mod sigur față de ochii curioși. Ar trebui să fii atentă la tendința de a te ridica la nivelul lui Dumnezeu. Decât să cultivi un sentiment de infailibilitate în tine, este mai bine să recunoști greșelile și erorile după analizarea motivației. Ești bună nu numai ca lider, ci și ca angajat obișnuit, deoarece în această calitate ești capabilă să controlezi dictatorii. Te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești carismatică, excepțională, deschisă, chic, natura ta contradictorie puternică și mândră, este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație, tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste pe margini, renunțare sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale, cum afectează data de 22 august soartata, pentru tine experiența acumulată este cea mai valoroasă, ai o personalitate marcantă care, datorită muncii grele, nu intelectului și perseverenței puternice, cucerești toate vârfurile lumii, cel mai valoros lucru pentru tine este experiența pe care o aduni precum diamantele scumpe, de-a lungul vieții, ca nimeni altcineva, înțelegi că cunoașterea nu poate fi inutilă. Sarcina principală pentru tine este să te poți dezvolta cât mai mult în diverse industrii, deoarece este o conștientizare cuprinzătoare care ajută la navigarea atât în problemele globale, cât și în problemele obișnuite de zi cu zi. Dar, în ciuda dorinței de a cunoaște cât mai mult, îți vei trata întotdeauna rădăcinile cu respect special. De asemenea, nu poți fi acuzată de narcisism, pentru că știi cu siguranță să-ți evaluezi abilitățile și potențialul. De asemenea, te caracterizezi prin autocritică și introspecție. Ador să-ți faci planuri grandioase. Mai mult, gândindu-te la ceva, nu te vei liniști până nu vei obține ceea ce îți dorești. Pentru a-ți atinge obiectivul, apelezi la toate talentele tale naturale și dobândite. Nu ești familiarizată cu sentimentul de invidie? Nu vei privi niciodată succesele celorlalți. Înțelegi că trebuie să lucrezi singură, să te bazezi pe propriile forțe. Nu vei renunța niciodată să încerci să ajungi la finalul dorit dacă cineva își exprimă nemulțumirea sau incertitudinea cu privire la eficacitatea muncii tale. Dar, de regulă, nu există reclamații cu privire la calitatea sau viteza diferitelor sarcini. În acest sens tu faci mișcări pendelete și măsurate. Nu suporți agitația, crezând că munca de înaltă calitate este posibilă numai cu o bună organizare și a sistemului. Este posibil să fii început să-ți planifici viața din adolescență. Andan, an, dobândind o nouă experiență și onorându-ți abilitățile, te vei deplasa sistematic pe calea planificată pentru a primi premiul mult așteptat în final, dar, dacă circunstanțele se situează într-o situație extremă, vei începe să acționezi foarte decisiv, chiar și cu tot ce este în joc, vei câștiga în continuare. Îți poți dedica viața creativității, ai o viziune complet originală asupra lumii și a lucrurilor din jurul tău. Știi să observi frumusețea în lucruri destul de obișnuite și, de asemenea, simți foarte subtil tendințele modei sau a designului interior, pot spune că ești o natură destul de deschisă, deși cel mai mare secret este ascuns în siguranță de ceilalți, ești sociabilă, știi să fii prietenoasă, ești în liniștită și cu o tandrețe specială pentru prietenii tăi de suflet. Ești gata în acest caz să-ți aperi alegerea până la ultima suflare. Tu nu poți tolera tratamentul nedrept sau violența împotriva unei persoane. Ești mereu grăbită să te ridici în picioare pentru cei slabi. Dragoste și compatibilitate În domeniul relațiilor personale, ești o persoană sinceră și grijulie, dar cu toate acestea idealismul și dorința ta de perfecțiune pot submina relațiile apropiate. Cer să fii îngrijită și lăudată în mod constant, pentru că numai atunci vei deveni un partener iubitor, credincios și grijuliu. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos din leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți, o alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte, o alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea de a-ți recunoaște domnia, te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, rară ori lucrurile ca atare. Tu analizezi, compari, evaluezi. Astfel de abilități te ajută într-adevăr în munca ta, mai ales că alegi domeniile de activitate adecvate. Universul te a înzestrat cu logică. Ești responsabilă și practică. Forța ta este independența dar deseori intervine în recunoașterea greșelilor tale, ești un specialist universal, îți dorești cunoștințe, le acumulezi, le analizezi și sistematizezi informațiile. Drept urmare, ești bine versat în aproape toate, de la lucrurile de zi cu zi la concepte filozofice. Lider prin natură, pozițiile de conducere îți sunt potrivite, ești dedicată, știi să reușești însă poți avea probleme cu echipa, motivul este temperamentul tău, sănătate și boli, ești atrasă de experimente de tot felul, dar în căutarea aventurii uiți uneori de pericol. Pentru tine, din punct de vedere al sănătății, există două pericole, supraalimentare și accidente, adori mâncarea delicioasă, nu te poți opri la timp, în consecință, o amenințare serioasă este obezitatea, supraponderalitatea. Dacă vei avea puterea de a trece la cereale, fructe și legume proaspete, limitând consumul de carne, grăsimi și zahăr, vei fi longevivă. Ar trebui să fii atentă dacă iubești porturile extreme. Natenția ta crește odată cu nivelul de adrenalină, dar și riscul de accidentare. Nu refuza asigurarea atunci când este prevăzută de regulile unui program extrem. Pentru tine, Exercițiile fizice trebuie să aibă o importanță primară, permițându-ți să-ți controlezi greutatea. Dacă nu ai dorința și puterea de a te implica în sporturi serioase, poți alege mersul, înotul, joggingul etc. Destinul și norocul Universul ți-a dăruit un caracter activ, puternic. Cele mai bune calitățile tale sunt capacitatea de a lupta, curajul, respingerea burfelor și a intrigii. Ești un bun lider, ai întotdeauna propria părere. Universul ți-a oferit activitate, curaj, dreptate, hotărâre, sănătate bună, vitalitate puternică și longevitate, treci ușor prin viață, ești înțeleaptă, soarta ta este fericită, oamenii din jurul tău te iubesc, ai posibilități interminabile, ai o legătură puternică cu familia, tradițiile și onoarea. Îți tratezi părinții cu dragoste și le arăți mereu grijă și atenție. Ești fericită, faci mereu bine și aduci bucurie lumii din jurul tău. Sfaturi pentru tine Puterea și dorința de a admite greșelile sunt cei mai buni tovarăși ai unei persoane de succes. Acorde mai multă atenție dezvoltării calităților și abilităților pozitive. Fii deschisă la sfaturi și sugestii. Recunoaște slăbiciunile umane iar ceilalți te vor iubi și mai mult. Nu trebuie să-ți subliniezi intransigența, fi mai simplă, multe probleme vor dispărea de la sine. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepti daruri? de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să țin doi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nicio bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unei artiste de stradă necunoscut? dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al 16-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhidee, trăndafiri stacojite vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite care va de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste mărșițări. și țări un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou jositor, ca pisică grațioasă, adori confortul și, prin urmare poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă, o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original, dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să-ți da cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însă ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta, nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onoresc pe donator în egală măsură de ziua lui, acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți-le au dăruit ursitoarele tale.